만들어 볼. 드롭 데 미엘. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi preparăm un drop de miel. Aici avem circa 400 de grame de organi de la un miel gata fierte. Apoi avem nevoie de 90 de grame de ulei, circa 45-50 de grame de pătrunjel, de mărar, eu mărarul l-am congelat, aici avem pătrunjelul proaspăt, o ceapă care are circa 160 de grame, circa 100 de grame de parmezan, 70-100, depinde cât doriți să puneți, un pic de inibahar și sare. Și acum să începem. Am să tai ceapa mărunțel, așa, și o să o călim într-o tigăiță. O să punem uleiul nostru. Așa, așa. Am deschis focul. Acum o să tăiem ceapa. O tăiem potrivit de mare, pentru că o să o... Așa. O să o și dăm prin mașina de carne sau prin blender. Acum fiecare cum dorește, cât de mare. Sau puteți să ia mărunțel și o lăsați așa. Așa. Eu am să dau totul prin... prin blender. Așa. Și luăm și punem în tigăița noastră. Așa. Aici avem tigăița noastră cu ulei și punem aici la prăjit. O undim puțin, puțin. Și punem pe foc. Acum avem organele noastre și rinichii și plămâni și tot. Și le tăiem tot așa bucățele și am să le pun peste ceapă și am să le undesc un pic. Deci înainte spălați bine inima, rinichii, îi curățați bine, bine, bine plămâni și după aceea puneți la fiert. Așa, ficat. Și o să tăiem așa cu bulețe. Așa. Apoi o să punem peste ceapa noastră și inimioara. Așa, ficatul. Tăieți dimensiunea cât să intre în mașina de carne sau un blender. Cât este de mare, cum credeți. Așa. Eu am să le las așa. Vedeți, ceapa noastră a început să se prăjească. O mai lăsăm puțin și adăugăm organele noastre. Așa, ficatul, plămânul, rinichii și inimioara. Am să dau deoparte. Așa.
Vedeți? Iată-ți. Și acum punem aici peste tot. Așa. 5 minute, nu mai mult. Și ceapa și lăsăm. Dacă amestecăm, amestecăm așa bine și punem din nou pe foc. Eu am să tai și pătrunjelul un pic și așa. Și mărarul, pentru că este congelat, am să-l pun așa cum este și o să-l dăm la blender. Așa. Puteți stoca totul la cuțit dacă doriți. Fiecare cum îi place. Așa. Așa, am undit puțin. Am să pun și pătrunjelul peste și dăm la blender. Ia uitați. Așa. Punem și pătrunjelul. Așa. Și acum o să dăm prin blender totul. Puteți lăsa puțin să se răcească înainte. Așa. Aici avem un blender. Așa. Eu am să pun și mărarul acum. Uitați, punem și mărarul. Și dăm totul prin... mixăm bine prin blender. Așa. Acoperim. Ia uitați. Puteți lăsa și mai mare, și mai mic, și mai mărunțel. Punem și restul. Vom adăuga sare. Sare după gust. Inibahar. Tot la fel puneți după gust. Așa. Parmezanul. Puteți pune și brânzică și cașcaval dacă doriți. Așa. Așa. Și ouășoare. Ouășoarele nu le-am spus la început, dar le spunem acum. Și o să punem pentru moment, o să punem 3. Așa. Și amestecăm. Așa, amestecăm bine totul. Și dacă mai sunt nevoie de o ușoare, o să mai punem. Așa. Așa, am să mai adaug încă unul și am pus 4 ouă.
Gustați să vedeți dacă este bun de sare, de piper. Piper nu am mers, am pus. Nu am pus piperul. Acum punem și piper, tot la fel după gust. Și amestecăm. Așa. Aici am o tavă unde vom pune compoziția noastră. Așa. Și punem. Acum am să închid. Așa. Și să dăm la cuptor. Închidem și dăm la cuptor. Drobul este gata. Drobul este gata. Să tăiem să vedem cum arată. Iată-ți. Drop de miel. Drop de miel. Uitați ce bine arată. Dropul. Drop de miel.